Statul încearcă să economisească bani pentru pensii prin menținerea seniorilor în câmpul muncii. Dacă aleg să muncească, deși au împlinit vârsta de pensionare, vor primi bani în plus. În România, vârsta standard de pensionare este 65 de ani în cazul bărbaților și 62 de ani în cazul femeilor. Cei care muncesc și după pragul legal vor avea mai mulți bani la pensie potrivit unui proiect de ordonanță de urgență. Nu e bună. Nu e bună, doamnă. Domnișoară. Pentru că oamenii noștri sunt bolnavi și e de ajuns cât muncește până la 65 de ani. Nu este munca din altă parte ca aici la noi. E epuizantă și omul câți nu mor la 52, la 53, la 60 și nu mai apucă pensia. Consultantul economic Adrian Negrescu afirmă, practic își vor crește pensiile cu câteva sute de lei sau poate chiar mai mult, în funcție de ce job au. Printre angajați, părerile sunt împărțite. Practic, în anumite sectoare de activitate, poate să stea de acolo așa până mult și bine. În anumite sectoare de activitate, cine își riscă sănătatea? Pe un om care lucrează în producție, muncește greu, muncă grea, indiferent, lăcătuș, sudor sau la mină, oamenii au plecat ei și au plătit moartea cu bani să se ducă prin terele de război, tot așa le dea bani și de acolo veneau în parte scânduri pentru bani. Omul, într-adevăr, tentația e mare că banul ăsta-i determină conștiința, cum s-ar spune. Dar mi se pare o aberație, o tâmpenie. Domnul nu te obligă, dar pentru banii aia puțini, eu știu... Merge, că îți dă deci și pensie și salariu și niște bani în plus, stimulentul ăla. Dar eu știu, dacă vrei să te relaxezi, îți ajunge până la 65 de ani. O altă facilitate luată în calcul de Ministrul Muncii este aceea de a permite cumulul pensiei anticipate cu salariul la privat. În momentul de față, 1,2 milioane de angajați ar putea ieși mai repede din câmpul muncii.